Bun găsit! Sunt Crina Ene și am venit cu informațiile meteo din sud-estul României. Astăzi, 21 iulie 2023, valorile termice sunt în creștere. Cerul va fi însorit pe tot parcursul zilei, iar temperaturile sunt destul de ridicate. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, iar cele minime între 19 și 25 de grade. Călărășenii au parte de vreme călduroasă, iar temperaturile sunt destul de crescute. Spre seară, temperatura minimă va fi de 22 de grade. Mâine, cerul va fi însorit, iar spre ore seri vor apărea câțiva norișori. Termometrele ne vor indica 34 de grade Celsius. Haideți să vedem cum va fi vremea în zona Munteniei. În capitală, cerul va fi însorit, iar maxima zilei indică 35 de grade. În municipiul Slobozia, cerul va fi însorit, iar temperatura maximă este de 32 de grade. Și Giurgiuveni au parte de temperaturi crescute. Maxima zilei va fi de 33 de grade Celsius, iar spre seară vor apărea câțiva norișori. În Oltenița, maxima zilei va fi de 32 de grade, iar cerul va fi variabil. În Tulcea, temperatura maximă este de 33 de grade. Pe litoralul românesc, sunt sigură că mulți dintre voi vor ajunge în acest weekend. Așa că haideți să vedem care sunt temperaturile predominante. În stațiunea Mamaia, cerul va fi însorit, iar maxima zilei va fi de 30 de grade. În Mangalia, maxima zilei va fi de 31 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi unul crescut. În Costinești, temperaturile sunt aceleași ca în Mangalia, iar temperatura apei mării este de 22 de grade. Vremea va fi răcoroasă în majoritatea zonelor montane, la fel ca în restul zilelor. Cerul va fi variabil cu norori temporare la munte, în nord-estul Munteniei și noaptea în nord-vest, unde pe arii restrânse vor fi averse slabe. În Sinaia, temperaturile rămân scăzute. Maxima zilei va fi de 24 de grade, iar cerul va fi înorat. În Predeal, maxima zilei va fi de 20 de grade și se vor înregistra cantități de precipitații semnificative. În Moiece, termometrele ne vor indica 22 de grade Celsius cu averse și descărcări electrice. Atât despre vreme și astăzi, ne revedem luni, weekend frumos tuturor!